Consiliul IMM-urilor din România, în parteneriat cu Asociația Municipiilor din România și cu sprijinul Coaliției pentru Dezvoltarea României, a lansat în 2 iulie competiția Capitala Antreprenoriatului Românesc 2019. Potrivit primarului Sucevei Ion Lungu, inițiativa vizează o competiție între municipiile din România care au o viziune antreprenorială de excepție, indiferent de dimensiunea și prosperitatea acestora. El a spus că Suceava vrea să se implice în acest proiect. Documentația Sucevei va avea ca bază de pornire Parcul Industrial Bucovina 1. Municipiul care va dispune de planul de acțiune cel mai performant și orientat spre viitor va fi distins cu titlul de Capitala Antreprenoriatului Românesc 2019 pentru un an. Sigur, suntem convinși de faptul că, sau conștienți de faptul că lucrurile nu sunt foarte în ordine în Suceava din punct de vedere al afacerilor. Tocmai de aceea am depus acest proiect. Vrem să ne implicăm mai mult și sigur că cu aceste lucruri care vin în parcul industrial, clusterul pe economie, învățământul dual. Deci trebuie să facem mai mult pentru mediul de afaceri, pentru că mediul de afaceri creează plus valoare, aduce bani la buget și trebuie să ne implicăm chiar dacă nu avem în fișa postului. Dacă mă uit în fișa postului, nu scrie nimic, nicăieri la primar că trebuie să ocupe să creeze locuri de muncă, să creeze condiții. Dar ne vom implica pentru că eu zic că așa este corect. Am avut o discuție pe această temă și la nivel de ambasada României de la Paris, la adjuntul misiunii diplomatice de acolo, domnul Oleg Ungureanu. La fel, am căzut de acord să facem și schimburi de experiențe cu oameni de afaceri francezi și români și unul din subiecte, să discut și domnul președinte Flutur, să vedem dacă pornim acest parc industrial, să le facem o ofertă ce s-ar putea face și acolo. Deci este o problemă care trebuie să ne preocupe, chiar dacă, repet, ea nu este în fișa postului în mod direct, dar cred că trebuie să facem mai mult pentru mediul de afaceri. De aceea am fost de acord să semnăm municipalitatea și un parteneriat cu Consiliul Național al Întreprinderilor Mici și Mijlocii, în care tocmai să facem aceste misiuni comune de promovare a mediului de afaceri. În analiza dosarelor de candidatură se va lua în calcul atât situația mediului antreprenorial din prezent, cât și propunerile viitoare de îmbunătățire a mediului de afaceri local, punându-se accent pe o serie de criterii precum infrastructura de business, existența unor programe de susținere a antreprenoriatului, nivelul atragerii de companii valoroase în municipii, existența unor scheme locale de ajutor de minimis pentru antreprenori sau numărul de branduri românești existente în municipiu.